ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Simpozion interconfesional, Biblia, cuvânt sau cuvinte? ...95 de ani de la nașterea colonel Corneliu Chirieș. Extinderea sistemului de alimentare cu apă la Gura Văie. Zilele acestea se montează scena din piațeta Catedralei din Onești. Anul acesta, la inițiativa primarului Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, a fost inițiat și votat de aleși locali un proiect de hotărâre ce viza achiziționarea unei scene. Practic, pentru a nu mai cheltui bani din bugetul local, a fost achiziționată o scenă cu dimensiuni extrem de generoase pentru desfășurarea de evenimente în municipiul Onești. Zilele trecute a început montarea acesteia chiar în fața Casei de Cultură pentru evenimentele culturale ce urmează a fi desfășurate anul acesta. Centrul de Cultură Georgiu Apostol a organizat simpozionul interconfesional Biblia, cuvânt sau cuvinte. Astfel, vineri 17 noiembrie de la ora 14 la Muzeul de Artă Contemporană Georgiu Apostol din Bacău a fost organizat un eveniment în parteneriat cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, cu Protoieria Bacău, cu Episcopia Romano-Catolică din Dieceza de Iași, Decanatul de Bacău, Federația Biblică Catolică, Arhiepiscopia Bisericii Armene din România, Biserica Creștină Baptistă Bet, Biserica Penticostală, Biserica Adventistă de ziua 7-a, Biserica Creștină după Evanghelie și Comunitatea Evreilor din Bacău. Sigur că ar trebui să mulțumesc unui om care a început acest demers în spațiul județului Bacău, un om care este implicat în tot ce înseamnă administrația Bacăului și poate să-i mulțumesc și pentru ceea ce va să vină. Pentru că gândurile noastre merg puțin mai departe, pentru anii următori, atunci când ne gândim să reconfigurăm această întâlnire la nivel național, cel puțin. Pentru că mai apoi, dacă ne va îngădui timpul, sănătatea și mai ales dacă vom fi în stare, dinpreună, să facem pașii următori, să putem face mai mult pentru anii care vin. Este vorba de subprefectul de Bacău, Narcis Citaru, care vreau să-i mulțumesc cu această ocazie. Sigur că am mai spus și altă dată, cuvântul este cel care poate zidi, așa cum își îngăduie să ne amintească de fiecare dată Petre Ciuța, când vorbește despre cuvântul ziditor. Pe de altă parte, însă, cuvântul poate și răni. Unde se află legătura și unde există dicotomia? Unde se adună și unde se separă cuvântul cel bun de cuvântul cel mai puțin bun? De cuvântul care construiește și de cuvântul care dărâmă. Lumea de astăzi este cea care ne pune în situația de discutat despre asta. Eu cred că trebuie să discutăm despre asta împreună pentru a găsi, poate, cuvântul trebuincios omului și omului astăzi. Pentru că ceea ce se întâmplă, să nu se mai întâmple, într-o criză care nu este așa, se pare că este una din cele mai mari prin care omenirea a trecut, dincolo de toate crizele pe care ea a trecut. Criza însă profundă în care omul nu s-a regăsit niciodată și din care se pare că nu poate să iasă decât cu ajutor, cu ajutorul rugăciunii, în primul rând, este criza morală. Sper că astăzi să putem discuta cu bunăvoință, cu înțelegere, cu toleranță despre toate aceste lucruri. Dincolo de tot ceea ce ne-ar putea separa, cu gândul că mai multe lucruri trebuie să fie dintre cele care ne adună decât dintre cele care ne separă. Chiar dacă, sigur,
sunt anumite lucruri într-o ordine firească materială sau într-o ordine metafizică care ar putea să ne separe. Îmi doresc acest lucru, sper că și dumneavoastră vă doriți acest lucru și ar vrea ca această zi să creeze acea emoție de care avem nevoie pentru a gândi că lumea aceasta poate fi mai bună decât este. Că lumea aceasta în care armele au început să joace un rol important, se poate opri undeva la o răspuntie și poate spune, e destul. Haideți să urmăm de la capăt. De la capătul capătului, în prima zi a creației. Și să ne uităm mereu cu ochii spre cer și să ne întâlnim cu Îngerul nostru păzitor și să ne vorbim ca și cum am fi pe pământ. De altfel, evenimentul se află la cea de-a doua ediție, primul având loc la Comănești. După un debut în forță la Comănești, acest simpozion interconfesional, iată că suntem la etapa a doua, ca să zicem așa, un nou simpozion, de data aceasta în Bacău. Da, este o nouă ediție, aș putea spune, al acestui simpozion dedicat Bibliei. Este o inițiativă care, să spunem, însuflețește Cuvântul lui Dumnezeu în zona laică. Este un eveniment a cărei apartenență, să spunem, aparține Bisericii Universale, Bisericii Catolice, Bisericii Ortodoxe, tuturor celor care au răspuns astăzi acestui eveniment și iată sunt suficiente motive pentru care ar trebui să fim mulțumiți de acest eveniment, pentru că la aceeași masă a dialogului despre Cuvântul lui Dumnezeu au răspuns atâtea culte religioase din județul Bacău. Urma să-i menționăm așa Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Protoieria Bacău, Episcopia Romano-Catolică din Dieceza Iași, Decanatul Romano-Catolic de Bacău, Federația Biblică Catolică, Arhiepiscopia Bisericii Armene, Comunitatea Evreilor, Biserica Adventistă, Biserica Creștină Baptistă, Biserica Pentecostală și Biserica Creștină după Evanghelie. Profit de afișul din spate. Da, da. Aș putea spune că la acest moment au venit cam toți reprezentanții cultelor religioase din municipiul Bacău, au răspuns unui astfel de eveniment, tocmai pentru că există această lipsă de dialog, de comunicare, de dezbatere interconfesional. Am observat acest lucru și probabil împreună cu preoții cu care am discutat și am pornit acea inițiativă la Comănești, am zis că este foarte bine, măcar în zona asta a Moldovei, să încercăm să deschidem ochii, în primul rând, tuturor celor care doresc să comunice și să își dea seama că din Biblie poți să te inspiri, să faci fapte, în primul rând, bune, să-ți iubești aproapele, și de ce nu să trăiești viața așa cum este ea, administrativ, laical, spiritual, așa cum ți-a lăsat-o Dumnezeu pe pământ. Am remarcat și de data aceasta, la această ediție a doua, așa cum ați spus dumneavoastră, invitați de marcă, invitați dragi, că sunt prezenți și la ediția a doua. Da, sunt invitați deosebiți, sunt oameni care, în primul rând, au făcut studii biblice, vorbim aici de preoți, care au venit, iată, nu numai de aici, au venit de la Roman, de la Iași. De asemenea, sunt profesori universitari care toată viața s-au dedicat literaturii și astăzi au deschis, să spunem, apetitul literar în ceea ce privește Cuvântul lui Dumnezeu și traducerea oarecum critică, așa cum s-a exprimat la începutul evenimentului a Bibliei. Sunt oameni iubitori de cultură, sunt iubitori de cuvânt, de dialog, în primul rând, pentru că asta ne-am dorit astăzi în acest eveniment. Felicitări pentru implicare. Astăzi sunteți în calitate de subprefect al județului Bacău, prezent la eveniment. Salutare evenimentul! Mulțumesc! Este o idee, o inițiativă, poate, care a plecat nu neapărat de la mine personal, dar împreună cu o echipă am reușit să dezvoltăm această dezbatere interconfesională și sperăm să nu fie ultima. Îmi doresc foarte mult ca la masa discuțiilor să ia parte nu numai decidenții, să spunem, bisericii, cultelor, ci și decidenții politici. De ce nu? Pentru că dacă noi am reușit astăzi să adunăm la aceeași dezbatere reprezentanța ai tuturor cultelor religioase, oare de ce nu și în politică nu se poate întâmpla același lucru? Ca toți reprezentanții partidelor politice să fie la aceeași masă și să vorbească despre binele comun.
La inițiativa filialei Colonel Corneliu Chirieș din Bacău, a Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria și a familiei regretatului Colonel Corneliu Chirieș, primul președinte al filialei, la mormântul acestuia din cimitirul central al municipiului, a fost ținută o slujbă de pomenire și un eveniment de omagiere și comemorare în ziua în care s-au împlinit 95 de ani de la nașterea sa. Slujba religioasă a fost oficiată de părintele Daniel Pruteanu. Auzi glasul aceia vor învia, precum are Tatăl viață în sine însuși, așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine însuși. Și i-a dat lui putere să facă judecată pentru că este Fiul omului. Nu vă mirați de aceasta, că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui. Și vor ieși cei ce au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei ce au făcut cele rele spre învierea osândirii. Personalitatea și activitatea colonelului Corneliu Chirieș au fost evocate de către președintele în exercițiu al filialei Cultul Eroilor, Dănuț Voicu. E o bucurie de recunoștință că am găsit și anul acesta timp să ne întâlnim membrii biroului executiv la mormântul lui Corneliu Chirieș, primul președinte al filialei județului Bacău din 1992, la 9 luni de la înființarea Asociației Cultului Eroilor în România, la 19 noiembrie 1991, prin inițiativa colonelului Corneliu Chirieș, s-a coagulat o grupare de istorici, profesori, dar majoritatea militari, ofițeri, care au încheiat un proces verbal de constituire a subfilialei Cultul Eroilor Bacău. La acest ceremonial de evocare a personalității colonelului Corneliu Chirieș, trebuie să spunem câteva cuvinte, să ne amintim cine a fost, pe scurt, cine a fost ofițerul, istoricul Corneliu Chirieș. S-a născut acum 95 de ani, a urmat școala primară în municipiul Bacău, primele clase la actuala, atunci era școala de băieți numărul 2, acum școala Alexandru Ioan Cuza. Apoi școala gimnazială, în perioada războiului 1944-46 a întrerupt datorită condițiilor războiului și le-a reluat în 1946. În 1946 s-a înscris la Liceul Ferdinand, pe care l-a absolvit în 1950. După absolvirea liceului, a fost încorporat în 1950. Apoi a urmat școala de ofițeri de infanterie de la Sibiu, școala Nicolae Bălcescu, pe care a absolvit-o în 1953 cu gradul de locotenent. Din 1975 era șeful cursului de ghizi. Așa ne-am cunoscut. În 1981 l-am cunoscut prima dată. A impresionat pentru cum știa să capteze auditorul, indiferent de calitățile, de pregătirea celor care asistau la discursurile lui. În 2009 începuse să se agraveze starea de sănătate. O să vă povestesc un lucru care nu o să uit niciodată. Avea o simțire aparte pentru a ne deplasa la un ceremonial religios și militar la Palanca, la mormântul eroului Emil Rebreanu. N-am putut să mă duc, să-l însoțesc în 2009. Pe 14 mai a fost cu câțiva colegi la evenimentul de la mormântul de la Palanca, iar după ce a ajuns la Bacău, i s-a agravat starea de sănătate și în 5 zile, în seara zilei de 19 mai, a decedat. În semn de recunoștință, filiala noastră a hotărât ca începând cu 2009 filiala să poarte numele primului președinte. Filiala se numește, așa cum bine știți, Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria, filiala Colonel Corneliu Chirieș a județului Bacău. De asemenea, tot demersurile noastre și acceptului primăriei Bacău, o stradă din partea de nord a municipiului Bacău îi poartă numele.
o remarcă care a impresionat pe toată lumea. De ce se făcea ascultat de toată audiența, indiferent de număr și de calitatea celor care îl ascultau? Aveau un mod de a aborda subiectele delicate deosebit. În primul rând, a fost primul ofițer și primul lector care a făcut distinție despre mândria patriotică. Știa să facă trimitere la mândria, mândria, de exemplu, care o punea mândriei patriotice românești față de mândria imperialistă. Că era Imperiul Sovietic, că era Imperiul Austro-Ungar, nu făcea, dar știa să facă distinție. În afară de aceasta, nu ocolea niciun subiect, cât o fi de care, orice subiect, indiferent cât de spinos era, cât era de delicat. Și știa să lămurească lucrurile. De aia era iubit, era recunoscut ca un istoric militar, în primul rând, dar și istoric a istoriei universale și mai ales a istoriei românilor. Mulțumesc pentru ajutorul biroului executiv. Să facem în așa fel ca în fiecare an, fie pe 15 noiembrie, ziua nașterii, de acum 95 de ani, fie la altă dată care o stabilim împreună cu familia. Mulțumesc, Dumnezeu să-l ierte și recunoștință veșnică. A fost, sunt convins că va fi mai departe un partener de colaborare, un partener de evenimente prin care să fie menținută vie memoria acestor oameni deosebit, oameni care și-au sacrificat o bună parte din viață pentru a fi la rândul lor menționați, a rămâne vii și pentru a ști că tradiția aceasta a eroilor noștri contează foarte mult să rămână permanentă dacă noi, cei de astăzi, știm să o menținem, să o ducem mai departe, pentru că eroii sunt vii, dar sunt vii prin cei care, la rândul lor, vor să rămână vii prin viața și faptele lor. Domnul Colonel Chireșcu, așa cum mi-a spus și dumneavoastră, și-a lăsat la o parte tot, inclusiv sănătatea personală, pentru a face ceea ce considera de cuvință trebuie făcut, anume să fie prezent și să se implice ca tineri, în mod special, pentru că în județul Bacău asociația a fost prezentă și este prezentă la multe evenimente la care participă copii, tineri, elevi din tot județul. Aceștia să vadă, să învețe că sunt datori să-și respecte înaintașii, să-i cunoască și să preia tot ceea ce este de folos pentru ei ca oameni, ca tânără generații, astfel încât să rămânem români, să rămânem mândri, să rămânem conștiință națională, vie, indiferent de vremurile care vin peste noi. Colonelul Corneliu Chirieș, născut în 1928 în Bacău, a fost primul președinte al filialei Bacău Cultul Eroilor, pe care a înființat-o în anul 1992. A fost onorat cu mai multe ordine și medalii, iar pe 1 decembrie 2004, președintele României l-a distins cu Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler. A încetat din viață pe 19 mai 2009 în Bacău, iar o stradă din municipiu îi poartă acum numele. În condițiile în care comuna Gura Văii se număra printre localitățile care se chinuia să aibă un sistem de alimentare cu apă, iată că prin efortul și implicarea primarului Silviu Tinei, acum la Gura Văii se vorbește despre extinderea proiectului de alimentare cu apă, iar edilul șef al comunei și-a fixat ca obiectiv ca la finalul mandatului toți locuitorii să aibă apă la robinete. La vremea aceea, la câte necunoscute erau, nu știam modificările din proiect, pentru că am găsit în proiect scria conducta pe o parte, am găsit-o pe partea cealaltă. Mă rog, o grămadă de neconcordanțe. La vremea respectivă, vă spun sincer că nu am crezut că va curge vreodată apă pe acea rețea în aceste 5 sate. În schimb, m-a ajutat Dumnezeu și am găsit un expert, v-am spus, din Odorheiu Secuiesc, am preferat să lucrez dincolo de Carpați, ca să nu aibă tangență cu niciun constructor de pe zona Moldovei. Am înțeles. Să fac o evaluare ca la carte, cu un proiectant care mi-a reproiectat lipsurile și apoi a venit problema finanțării. În anul 2016, când s-a proiectat, erau niște prețuri. În anul 2020-2021, când am fost nevoit să actualizez indicatorii tehnico-economici, m-am dus la Ministerul Dezvoltării și mi-a spus: noi pe bucata asta, pe ăștia 11 miliarde, noi v-am dat banii. Uh-huh.
Nu e problema noastră că s-a executat prost. Defectuos. Recuperați banii de la constructor. Până o să recuperez eu banii de la constructorul care încă mă judec, m-am înscris la masa credală, ar mai fi curs multă apă pe trotuș, deși acum debitul e foarte scăzut. Au urmat discuții punctuale cu ce putem actualiza, cu ce putem primi de la minister și ce trebuie să punem din bugetul local. Suma inițială care trebuia suportată din bugetul local era echivalentul a 3 bugete anuale, adică bugetul pe 3 ani de zile din încasări, venituri proprii. În avans. În avans, 33 de miliarde. Am anetat comuna. 33 de miliarde trebuia să pună comuna Guravăii, până își va recupera banii de la constructor, până va primi despăgubirile necesare, trebuia să pună din bugetul local pentru a avea acest obiectiv realizat. O situație fără ieșire. 33 de miliarde, v-am spus, în condițiile fără actuale, ieșire. Îi încasez în 3 ani din venituri proprii. Fără ieșire. Și aici intervine providențial Consiliul Județean Bacău, căruia nu am cum să nu-i mulțumesc, printr-o asociere cu Comuna Guravăi, a suportat 22 de miliarde, rămânând ca acele 11 miliarde pe care noi deja primăria deja le plătise de la constructor să rămână cheltuială neeligibilă, să o plătim de la bugetul local pentru a fi recuperată de la constructor și a se întregi creditele, iar diferența au suportat-o ei. M-am avut noroc și de o firmă extrem de serioasă, îi felicit încă o dată, nu am crezut că vor face apa să curgă. La momentul de față, astăzi, când vorbim, apa curge în cele 5 sate și suntem la un număr de 700 de gospodării racordate la rețea de apă potabilă, număr în creștere. Haideți să fim un pic așa, acum am aflat care ar fi stadiul lucrării sau stadiul, proiectului, de stadiul proiectului. Da. Corect. Am aflat de unde au venit banii în principal, de la Consiliul Județean și aici trebuie să zicem că ați avut noroc mult, nu știu dacă e noroc, cât diligențe multe și să zicem ați găsit în Consiliul Județean un frate mai mare care v-a susținut. Consiliul Județean Bacău și-a dovedit de fiecare dată disponibilitatea de a ajuta Comuna Guravăii și eu cred că am știut cum să pun problema, să depun diligențe, așa cum a spus. Consiliul Județean Bacău este un partener nestrămutat, loial al OAT Guravăii, s-a dovedit odată. Și nu numai, al tot județului. Am văzut oameni extraordinar de serioși care, dacă au promis, se țin de cuvânt. Nu cred că există un OAT în județul Bacău care să aibă nevoie de sprijinul Consiliului Județean și să se ducă cu documente, deci cu documente, așa. Să meargă la Consiliul Județean Bacău și să nu găsească înțelegere. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți, 21 noiembrie, cerul va fi noros. Pe la prânz ne va zâmbi soarele, maxima zilei ajunge până la valori de 13 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 4 grade Celsius. Miercuri, 22 noiembrie, cerul va fi în cea mai mare parte noros. Sunt posibile averse de ploaie, maxima zilei ajunge până la valori de 10 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la minus 1 grad Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.